A fost un meci foarte bun, deci un meci cu două echipe, cred eu, egale. Cu toate că am avut foarte mari probleme de joc astăzi, ne-au ajutat băieții din Seria B, dar e un rezultat pozitiv, n-am avut puțină șansă, se putea de câștigat, dar la fel puteam și să pierdem. Adică e un rezultat echitabil, cred eu. Un rezultat de 0-0 e foarte rar întâlnit în mini-fotbal, deja al doilea înregistrați. Domnul antrenor Vasile Arlet, el pe asta se bazează, primul scop al nostru în primul sezon este să nu primim goluri. Asta ne-au reușit, deja sperăm să ne vie și norocul și să marcăm. Deci asta e o fază care se lucrează la antrenament. Asta înseamnă că este o echipă organizată din AMS? Sigur, asta este tot datorită domnului antrenor, el străduie la maxim să fie organizare completă, deja se vede pe tabel. În același timp, nu reușiți să marcați în al doilea meci. Ocazii sunt, momente sunt, este nevoie de puțină răbdare, sunt și golurile. Deja ce să facem, nu mereu să e ceea ce dorim noi. Cine crezi că vor lupta pentru play-off? Deja s-au jucat 5 etape, s-au obținut rezultate. Cine vezi după aceste 5 etape în play-off? Eu nu cred că este stabilit 100% cine, pentru că pe mare parte toate echipele au șansă, doar că un mic plus au Ecolux, mult progres și Mail. Restul deja cred că luptă pentru locul rămas. Despre Maib, ai urmărit evoluția lor la Euro Business Cup? Da, am vizionat. Cu părere de rău, au pierdut, cred eu, nemeritat. Eu speram că să ajungă cel puțin în primii trei, dar în fine, asta e fotbalul, asta e mini-fotbalul. Cred că diferența de mărimea terenului a avut impact asupra lor la campionat.